continuăm emisiunea dedicată semnificației sociale a tatuajului. Dacă în prima parte ne-am referit la rolul său în urmă cu 100 de ani, astăzi vom face o analiză a ceea ce înseamnă în prezent. Sunt straturi sociale, unele mai eliberate, altele mai conservatoare. Eu cred că sunt sincrone și cam în aceleași consistențe demografice și de o parte și de alta baricade. Înainte îți făceai cuțitul, o sirenă, pistolul, tancul, ancora. Sirena și ancora o făceau militarii. Așa. Erai în armată, făceai pistolul și cu tancul, unde erai. Erai la pușcărie, îți făceai femei goale, 5 puncte singur între 4 pereți. Lucrurile au evoluat, au evoluat și ca tehnică și ca modalitate de lucru, ca orice. Acum te uiți la un tatuaj, ai impresia că e real. Mai sunt tatuaje care te uiți și dai așa, bă, ăsta e acțibil. Dai și dai și ajungi la ce ajungi, la slănină, la grăsime. Da, așa. Că de fapt e tatuaj. Sunt băieți care lucrează foarte, foarte bine. Din punctul meu de vedere, tatuajele sunt un mod prin care unii adolescenți vor să arate că sunt mai importanți decât alții. Nu mi se par, ok, mie nu-mi plac, de exemplu. Sincer, mie îmi plac tatuajele, dar personal nu mi-aș face. Admir, am mulți prieteni care au tatuaje și când îi văd, wow, ce tatuaj ai, în schimb eu nu mi-aș face unul. Nu-mi place deloc, e un obicei rău și pentru ei și pentru noi care privim și ne place frumosul. N-am nicio problemă cu asta, este la modă, este în trend, în afară cel puțin, prin Anglia, este ceva normal. O părere bună. Cred că fiecare are plăcerea lui, în felul lui, nu? Și e o plăcere totală. Este cu siguranță o modalitate de înfrumusețare a aspectului fizic și în același timp de individualizare, de sublinierea unor aspecte ale personalității celui care îl poartă. Nu sunt de acord cu oameni care zice, frate, vreau și un tatuaj de aici până aici să vadă că sunt șmecher. Poți să fii șmecher și fără tatuaj dacă vrei. Înțelegi? Așa. Ca să vadă că sunt rău sau... Păi, dă-ți cu negru în cerul gurii și cască gura și ești rău. Da? Eu nu prea sunt de acord. A, vii și zice, Dumnezeu, vreau să-mi pui sodia. Adică să mă simt eu așa. Vreau să scriu numele copilor, vreau să, eu știu, să-mi faci nu știu ce, că îmi place mie mult. Sau... E ok, dar sunt oameni care sunt hotărâți ceea ce vor. Dacă este să privim problema din perspectivă sociologică, observăm că tatuajul, odată făcut, îl obligă pe cel care îl poartă la o anumită conduită. Este o religie, dacă rămânem la India, politeistă. Și unde sunt mulți zei, trebuie să fie o identificare clară. Cu monoteismul în Europa, evident că dispare lucrul ăsta, deși printre primii creștini avem doi pești tatuați adesea, pe braț sau pe o altă parte a trupului, superioară. Însă, odată ce un continent sau o cultură devine uniformă pe un fundament religios și cultural, simbolurile de acest tip nu se mai poartă pe trup neapărat, pentru că ele sunt pretutindeni. În fiecare comunitate există o biserică simbolizată, nu printr-o cruce. La vremea aceea aveți idee cu ce materiale se făceau aceste tatuaje, adică ce substanțe se foloseau? Erau pigmenți extrași din animale marine, cum ar fi caracatițele sau o serie de arici de mare, în fine, prin inserții sub piele. Dar tehnica a evoluat de la o civilizație la alta în funcție de cât de răspândită și cât de importantă era. Mă refer la culturile orientale sau extrem-orientale, coborând spre sud-est, în emisfera sudică, pigmenți pentru colorare, însă a alternat tehnicile și au evoluat un pic odată ce sunt foarte mulți doritori de a deveni posesori. Și atunci, astăzi avem ateliere sofisticate care creează modele elaborate și rezistente în timp. Îți faci tatuajul pentru ca el să fie văzut, expus. Tatuajul se face de la 18 ani la persoane care au peste 18 ani. Cu acordul lor. Cu
cu acordul părinților este între 16 și 18 ani. Deci trebuie să vină cu unul din părinți, de o declarație pe propria răspundere, părintele stă de față, se desfac toate materialele în fața clientului. Da? Sub 16 ani nici cu acordul părintelui nu ai voie. La body piercing se face de la 16 ani body piercing. Aia nu e o problemă, aia e o bijuterie care poți să o pui și să o scoți. Nu este un tatuaj. De la 14 la 16 ani cu acordul părintelui. Sub 14 ani și cu acordul părintelui. Singurul lucru care poți să-l faci la body piercing este zona urechilor, unde poate să facă și sub și fără acordul părintelui. Dar restul, în alte zone ale corpului, să pui bijuterie, să montezi bijuterie, nu e voie. Tatuajul îl exprimă pe posesor. My name is Matt Gaughan. I'm from Oregon, USA. I am the fifth most tattooed man on earth. I'm known all over the world as the checkered man. I use my tattoos to as a spokesperson for medical charities, for kidney disease and for birth defects, because I have kidney disease and birth defects. I was tattooed to hide birth defects and also because I have medical problems to like my body. And I use my looks to get attention in the media, like I'm doing now, for sick people. And, you know, and just, and it, even if you're sick, you can get tattooed, you can still like your body. And you can still love yourself. I mean, even if your body has problems. În cazul în care este făcut doar pentru că vrei să fii cool, lucrurile se complică. I-am făcut la unul, fă-mi un tatuaj, ce vrei mă să-ți fac, moartea cu coasa? A, o idee bună, trebuie pe aia. Și-am făcut moartea cu coasa. Pe urmă vine și că, frate, șterge-o mâncați. De ce? Păi acum o săptămână mi-a murit bunica. Bine, că n-avea nicio treabă tatuajul cu bunica. Am spus, nu sunt de acord, noi și unele saloane nu sunt de acord cu portretele și ale familiilor, arude. Și le spun la toți tatuatorii, așa, aveți mare grijă când faceți. Sunt tatuatori care lucrează și iese perfect. Nu asta e problema. Problema este de persoana care face tatuajul. Noi am împărțit 3 cazuri în salon. Bine, au pățit-o mai mulți din toată țara. I-am făcut la un vecin de la noi, am făcut pe maică-sa. Ok, capul lui maică-sa. La un moment dat a ajuns după 4 luni de zile să dea divorț de nevastă. Noaptea oamenii s-o și soție, vă dați seama, femeia vedea pe soacră-sa. Mai avea vreun chef de ceva, nu mai avea niciun chef de nimic. Da, așa. Am mai avut un tip care și-a făcut copii. Portretul la copii. Așa. După un an și ceva a venit să-i ștergem. Nu doresc la nimeni, Doamne ferește, nu dorim lucrul ăsta. Dar a plecat părinții lui și cu copiii, au plecat cu mașina, au făcut accident, au murit. De câte ori se duce în baie să se facă, își vede copiii în oglindă. Nevasta n-a mai avut nicio tangență cu el decât au murit copiii, pentru că sunt lucruri care în loc să trecem, mergem în viață mai departe, trebuie să le dăm uitării, că decât asta e viața, nu avem ce să facem. Le facem ca să le aduc aminte tot timpul și la un moment dat clachează. Da. De asta nu sfătuiesc. Mai bine, iei fotografie, o pui la mașină, o ții în portofel, dar nu fă unde e clar vizibil. Îți distrugi familie, îți distrugi pe tine, inclusiv psihic te distrugi. Da. Sau zice, domnule, fă-mi pe tata că a murit. Păi lasă-l mă săracul acolo așa. Sunt de acord cu tine. Dar ce zice nevastă ta? În loc să te simți bine, una e să vadă un dragon pe tine, una e să vadă eu știu ce și una e să-l vadă pe socru sau aulă să uită la de groapă la mine. Legat de în alta societate și revenind asupra unui caz al regelui Suediei Bernadotte, care a fost general al lui Napoleon și care la un moment dat, când el vrea să închidă baricada în jurul Angliei, a fost solicitat să recomandă pe unul dintre generalii lui să urce pe tronul Suediei și l-a recomandat pe Bernadotte, care la un moment dat chiar a luptat împotriva lui Napoleon în Marea Bătălie a Națiunilor din 1813 în Leipzig. Dar după ce a decedat, pentru a fi îmbălsămat și a fost dezbrăcat și pe pieptul lui scria moarte regilor. Da? În vremea vârstei lui revoluționare și tare s-au amuzat, au fost surprinși că nu știau de așa ceva. Și mai complicat este atunci când vrei să-ți falsifici identitatea prin tatuaj. Am avut o fată, trebuia să se căsătorească în America și a zis să-i scrim pe tot spatele numele prietenului.
Și a scris, i-am scris pe toți spatele numele prietenului. S-a dus în America, s-a căsătorit, l-a mulțumit, Doamne, că de mult mă iubește fata asta. S-au căsătorit un alta, după 4 luni de zile a dat tipa divorț de el, i-a luat jumătate din avere, că așa este legea în America, și a intrat în România și face, acum vreau să-mi-l acoperi. Păi lasă de-l dracu, că i-am luat jumătate din avere. Oamenii din cele mai diferite categorii sociale apelează astăzi la tatuaj. Genul feminin a început să depășească bărbații, da. Și vin și îmi plac că vin cu anumite lucruri. Nu vin cu tatuaje mari, vin cu tatuaje finuțe, dar plăcute. Da, vrea ceva pe picior, vrea ceva pe inelar, vrea ceva aici, vreau ceva în zona genitală. Finuța e că să nu se vadă clar așa. De, înainte aveam mai mulți băieți, mai mulți. Acum sunt mai multe fete. Și știu ce vor, aia e problema. Știu ce vor. Bine, că multe din ele copiază. Fă-mi și mie fontița aia care nu știu cum. Fă-mi și mie stăluțele alea care... Iar nu m-a pus să dau numele artiști. Vreau și eu, nu știu, iar ce nu sunt de acord cu numele iubiților. Jotem Adrian. Și eu vezi după trei luni, auzi, vrei să ștergi și mie pe Adrian de aici? Pe ce mai ești cu Adrian? Nu, acum sunt cu Mărin. Iar le spune, băi, nu e bine să scrii lucrul ăsta. Sau cel puțin fă-ți doar inițiala. Rolul de avertizare asupra modului în care trebuie să te raportezi la persoana tatuată se păstrează din cele mai vechi timpuri. Limbajul non-verbal este prezent și în cultura noastră, europeană, dacă vreți. Nu este printr-o reprezentare simbolică pe chip sau pe trup, e adevărat, dar avem reacții non-verbale în funcție de cum arată persoana pe care o întâlnim fie prima dată, da? De la cum este îmbrăcată, cât de sociabilă este, cum ne vorbește, cum se raportează la circumstanțele în care se petrece întâlnirea. În timp, tatuajul a avut atât rolul de stigmat și la polul opus de evidențierea unor categorii sociale privilegiate, în funcție de spațiu și de epocă. Erau legate de simboluri ale puterii, neapărat ale iubirii, și mai ales de simbolul posesiei, care putea să însemne și puterea politică și aceea legată de intimitate. Nu numai regii Franței sau ai Suediei, dar nobilimea a aderat de timpuriu la această modă și putem considera că în evul mediu românesc au fost personaje, nu le putem considera exotice, decât din perspectiva comportamentului lor față de putere. Un Petru Cercel care purta un cercel în ureche și compunea poezie renascentistă în limba italiană, el trăind mult în Italia de Nord, până se ajungă domnitor aici în secolul XVI, sau Ștefăniță Vod, fia lui Ștefan cel Mare, foarte rebel și care m-a domnit la limită prin comportament, sau un alt aventurier al lui Seo Gritti, de origine italiană, care a dominat câțiva în Transilvania în aceeași perioadă. Persoana tatuată are trei posibilități de etalare, publică, privată sau intimă. Sunt situații în care subiectul nu vrea ca tatuajul său să fie văzut. Se poate întâmpla să fie expus accidental. În aceste cazuri, impactul social este minim. Trebuie subliniat însă că actul de tatuare nu se reduce la achiziționarea unui tatuaj, ci implică o reorganizare complexă a identității corporale individuale. Modul în care această identitate poate fi surprinsă și interpretată de societate poate avea loc doar prin expunerea voluntară, cu alte cuvinte, doar atunci când această nouă identitate se dezvăluie, se manifestă în mod conștient. Efectele unui act de etalare nu sunt mereu previzibile ori evidente și nu au o curență imediată. Reacțiile pot lua forme variate, de la acceptarea până la respingerea socială. No, you know, tattoo or body modification don't change no one, you know. You have a good person with tattoo and you have a bad person with tattoo, you know. And almost the people in fuck the countries don't have tattoo. They are all with suit, and you know. So, but now, you know, I am Emilio Gonzalez and this is the work I do for a long time. This is the way I want to live and I'm a nice person. Persoanele care aleg să se tatueze în părți ale corpului expuse aproape permanent privirii au un control nul sau aproape nul asupra atitudinilor pe care le poate cauza prezența tatuajului. Stigmatizarea este astfel favorizată. Fenomenul legat de simbol și de certificare a lui avea și un revers, acela de stigmat. Și
documentele pomenesc de oameni înfierați în frunte sau pe o parte vizibilă a corpului după o infracțiune, ca un prim avertisment. Dar avea și un alt rol, de identificare. Printre românii din Epir, care se aflau în stăpânire otomană și care unele comunități, după ce și-au dobândit libertatea de cetățeni în acest imperiu, fiind creștini și greu să obțină acest lucru, pentru a putea fi deosebiți de ceilalți creștini, tatuau o cruciuliță pe frunte, între sprâncene, pentru că mai exista obiceiul de a lua în robie copii și fete și băieți și de a-i recupera prin această identificare sau de a-i salva de la o astfel de situație. Termenul de stigmat își are originea în semnificația socială dată însemnelor corporale aplicate în Grecia antică sclavilor, criminalilor și trădătorilor. În particular, tatuajul ca obiect în sine, izolat de orice context sociocultural, nu prezintă nicio caracteristică devalorizantă. Civilizația umană, încă dincolo de epoca pietrei, este foarte prezentă în interiorul acestui fenomen. Nu este vorba neapărat de tatuajul care afectează pielea, ci de partea de colorare a pielei cu pigmenți. Și avem triburi celtice care se foloseau de acest tip de reprezentare vizuală, odată pentru a se clasa social și, pe de altă parte, pentru a fi un element de respingere sau de înfricoșare a inamicului. Romanii au întâlnit destul de mulți, în special în zona Marii Britanii de astăzi, și sunt primii care îi descrie în literatura lor, îi amintește despre triburile și o demografie numeroasă care se foloseau de tatuaj. Ceva similar ca influență și ca forță de reprezentare au mai întâlnit europenii în călătorile lor din veacul 18 în Oceania, în Pacific, în Noua Zeelandă în special. Înțelegerea tatuajelor ca stigmat social în spațiul românesc este cel mai bine ilustrată în studiul realizat în 1898 de Nicolae Minovici, Tatuajele în România. Concluziile lucrării sunt extrem de relevante în explicarea condițiilor în care însemnarea corporală prin tatuare este asociată cu un caracter marginal și deviant al purtătorului. Cităm din lucrare. Nu numai din statistica noastră, dar și din acelorlalți autori, reiese că din categoriile inferioare ale societății, cei care se tatuează sunt criminali. Larga răspândire printre ei face ca astăzi, văzând un individ tatuat, să fim gata să-l întrebăm în ce penitenciar a făcut tatuajul, știind foarte bine că acest obicei se practică în închisori. Am încheiat citatul. În serviciul de antropometrie de la Institutul Medico-Legal a fost preocupat și de purtătorii de tatuaje, e adevărat, și a continuat această pasiune a fratelui său mai mare, Mina Minovici, care era la acea perioadă directorul Institutului Medico-Legal. Însă, rezultatul final al preocupărilor sale este o carte care se numește Moda tatuajelor în România, publicată în 1898 la Paris și la București, în același timp, și care rămâne în continuare singura monografie pe acest fenomen documentată și publicată pe cazul românesc. Mare parte din colecția de tatuaje a profesorului Nicolae Minovici de la începutul secolului 20 a fost restaurată prin eforturile unui număr impresionant de specialiști din mai multe instituții. Din păcate, nu se prea știe, sau cel puțin eu nu am reușit să aflu. S-ar putea în unele registre vechi să fie menționat lucrul ăsta. Ce e interesant, faptul că domnul Majuru a găsit într-un articol al Vremii o relatare a doctorului Francis Greiner despre un personaj, Alexandru Popescu, croitor de meserie, care la un moment dat s-a înrolat în Legiunea Străină
Și în Franța a ajuns apoi în Maroc, într-un lagăr, unde a cunoscut un falsificator de bani care i-a făcut mai multe tatuaje. Pe umeri, două stele, pe brațe, iar pe piept portretul unei femei, în care părul acelei femei era de fapt părul de pe pieptul posesorului. Împreună cu alți cercetători, doamna Lucreția Miu de la Institutul de Textile și Pielărie, am început să vedem, dânsa a contactat încă o echipă de vreo 5-6 alți cercetători și am început întâi cu un tatuaj, s-au făcut analize, s-au făcut investigații, am făcut testări de restaurare, pornind de la ceea ce știam eu dinspre partea de restaurare pergament, adaptând de fiecare dată la nevoile care erau și în funcție de rezultatele care le primeam de la analize. Alte analize efectuate au fost de către Muzeul Național de Istorie a României, s-au efectuat analize de microfluorescență și fluorescență privind compoziția cernerilor folosite în tatuare. Iar ultimile și cele mai noi echipamente achiziționate în proiectele de cercetare au permis evaluarea prin metode non-contact, neinvazive, nedistructive, non-contact, de reflexie în infraroșu. Colecția e mai mare, cam în jur de 30 de piese. Eu am restaurat 20 până în momentul de față, într-o perioadă de 4 ani. Și urmează până în decembrie să fie nu restaurate chiar toate, nu, cât se poate. Nu, vom expune 20. Cu această ocazie vreau să vă spun că o să avem o expoziție cu tatuajele în România modernă după 15 decembrie. Timp de o lună am dorit să fie expoziția la Palatul Șuțu, împreună cu fotografii de la Institutul Medico-Legal și Muzeul Nicolae Minovici, ale personalității și activității doctorului Nicolae Minovici. Până în anii 90, perpetuarea acestui model a fost favorizată de regimul comunist. Practica tatuării a rămas așadar multă vreme limitată la grupurile marginale, ceea ce a dus la proliferarea tatuajului ca stigmat. În ciuda faptului că în ultimii ani s-au înregistrat progrese în ceea ce privește tehnicile de realizare sau adoptarea unor norme legale de funcționare a saloanelor, tatuajul nu a depășit decât parțial stadiul stigmatului social. În 2007, împreună cu Ministerul Sănătății, am făcut prima legislație privind salonele de tatuaj și este prima legislație din Europa. Nu găsesc nicăieri în orice țară o legislație privind salonele de tatuaj. În 2014 am schimbat legislația, au trebuit niște modificări. Din 2003 tot au început să ceară să învețe să facă tatuaje. Legislația noastră îți impune, pentru că acum ca tatuator este o meserie. Nu mai este, ai lucrat de acolo de stradă și mai câștigi și o mare. Nu. Tatuajul este o activitate economică. Da. Meseria de tatuator e înregistrată pe 514-206 în codul COR. Iar activitatea de tatuaj e 9609 în activitatea CAEN. 60-70% mă refer din saloane care sunt înregistrate ca saloane, așa, cam 60% dintre ei nu au nicio calificare. Și au deschis saloanele, o, lucrează, cum lucrează, ok. Cei care lucrează acasă, noi le mai spunem și băieți de cartier, e ok, așa, 90% dintre ei nu sunt calificați. Da, deci 90% dintre ei nu sunt calificați. Așa.
Da, asta e situația, peste tot e lucrul ăsta, numai în România, există și în afară, în Occident, care lucrează. Problema este că ei nu știu și încă instituțiile statului nu au făcut o campanie. Noi lucrăm, colaborăm foarte bine cu Ministerul Sănătății, ne ajutăm unii pe ceilalți, așa, dânsii când au nevoie, noi când avem nevoie la fel. Deci lucrăm, nu s-a făcut o campanie pentru că lucrarea pe corpul uman intră în codul penal și de pe la, până pe la vreo 7 ani, pe urmă sare, până la 15 ani, în caz de persoana decedează. Da? Pentru că e transmitere cu bună știință, transmitere de boli contagioase cu bună știință. Da? Așa. Și este capitolul 5 din codul penal. Schimbările survenite în anii 90 în sistemul sociopolitic și-au pus amprenta și asupra modului de percepere și expunere a corporalității în spațiul public. Modificările corporale prin tatuare și înțelegerea tatuajului ca fiind strict un accesoriu au fost adoptate de persoane publice, ceea ce a fost în beneficiul acceptării sociale. Stigmatul a fost eludat sau transformat în sistemul modei contemporane, iar tatuajul, cu funcția de accesoriu corporal, încetează a fi purtător de sens. Sylvester Stallone a ajuns să tatueze la peste 60 de ani lui, să se umple tot, spatele plin, brațele pline. Iar din la Angelina Jolie iar s-a umplut de tatuaje. Deci tatuajul a ajuns să fie un accesoriu în ziua de astăzi. Ce nu mai trebuie să aibă o barieră, să spui, bă, eu l-ai tatuat, nu știu ce. Nu, și-a făcut o inimioară pentru mama lui, pentru. Deci trebuie să înțelegem. Azi multe persoane aleg să se tatueze pentru a fi pur și simplu la modă sau uneori sub influența cunoscuților. Tehnicile corpului, ca îmbrăcarea, ori modificările corporale, sunt moduri variate de a negocia atât acceptul și statutul individului în grupurile sociale, cât și o continuă negociere a propriei identități în raport cu acele norme culturale, sociale, politice, care condiționează individul.